Dragii mei, bine v-am regăsit în această după-amiază de 14 februarie 2017, încă sunt în urmă cu un an, mai ales că astăzi e o zi foarte, foarte deosebită, un pic mai romantică pentru cei care sunt îndrăgostiți. Le urăm și noi o seară cât mai plăcută, dar acum vom vorbi despre ceva care ne e drag tuturor, dar din păcate numai uneori ne amintim. Astăzi invitatea mea este doamna Barabas Georgeta, director executiv la Agenția de Protecție a Mediului Hunedoara. Bine ați venit, stimată doamnă! Mulțumesc frumos! Deci eu, îndrăgăsitor, aveți în plan ceva după masă? Da, seara? Cum să nu? Tot timpul, nu numai în ziua îndrăgostiților, nu numai de ziua îndrăgostiților. De ce doar o dată pe an să-i acord atenție soțului meu? Pot să fac 300 de zile pe an, cel puțin. În rest, e plecat la schi și cu hobby-urile lui. Da, e o adevărată doamnă. Dragii mei, astăzi tema emisiunii este următoarea: protecția mediului, o prioritate națională. Așa, de dragul conversației, în județul nostru este protecția mediului o prioritate? Evident, ca în toate județele, la nivel declarativ este... La nivel declarativ. Dar la nivel de țară cum este? Nu tot la nivel declarativ? Doamna director. Asta era întrebare retorică. Sunt evident. Toți știm răspunsul că azi e ziua îndrăgostiților. Da. A fost în ultimii 29 de ani, a fost o prioritate națională această protecție a mediului pusă pe tapet? Având în vedere valorile indicilor de calitate, am putea să spunem că da, dar răspunsul este de un cinism absolut, pentru că noi am obținut valori mai bune ale indicilor de calitate a mediului renunțând la industrie, nu făcând îmbunătățiri. Așa e. Deci, răspunsul poate fi da, dar explicațiile ascund o situație tristă, de fapt. Pentru că din cel mai industrializat județ al țării am ajuns, după Tulcea, cel mai înverzit județ, cu chilimelele de rigoare, în sensul că avem 40% din județ declarată arie protejată. Și aici iarăși discutăm... Da, îmi vin în minte foarte multe întrebări, da. Mai ales așa la munte. Da. Mai încotro către Retezat sunt multe întrebări. Acolo bine, Retezatul este, cum să spun, perla României. Delta Dunării și Retezatul sunt rezervații UNESCO, mai nou... Da. Și geoparcul dinozaurilor, Țara Hanței. Delta Dunării n-am auzit să defrișeze, cum se defrișează în Retezat. Ei, cum nu? Nu se poate. Cum să nu? Se taie și acolo. N-ați auzit scandalul cu vestita pădure Letea? Mai punem noi la socoteală o mică pădure acolo. Da. Care e situația în județul nostru în ceea ce privește protecția mediului și cât de serioasă? Din punct de vedere al pădurilor, ca să continuăm cu subiectul care l-ați abordat, anul trecut, deși se vorbea că la conducerea ministerului sunt persoane tehnocrate fără influență politică, s-au făcut niște modificări legislative fără precedent. În sensul că s-a exclus obligativitatea obținerii avizului de mediu pentru amenajamentul silvic. Deci amenajamentul silvic pentru pădure este ceea ce este planul urbanistic general pentru o localitate, pentru un oraș sau o comună. Deci s-a exclus această... Deci legea după care se plantează, se taie, se curăță, se intervine într-o pădure, nu mai are nevoie de aviz de mediu, după reglementările de anul trecut. În schimb, este nevoie de aviz de mediu dacă vrei să-ți faci o ușă la un apartament și să devină spațiu comercial. Au considerat... Logică, e foarte greu de urmărit. Da. De urmărit la... Da. Un alt exemplu la fel de... Deci dau exemplele astea extreme ca să poată să înțeleagă publicul care este impactul. Tot de anul trecut nu mai este nevoie de autorizație de mediu pentru vânătoare. Dacă vrei să împuști un urs sau un lup sau un
eu știu ce altă carnivoră, nu mai este nevoie de autorizație de mediu. În schimb, dacă vrei să culești mușețel sau afine sau așa, ai nevoie de autorizație de mediu. De asemenea, reglementări ale ministerului, ale conducerii ministerului de anul trecut. Mie mi se pare că este un exces de legislație. Deci, adică legiferăm acolo unde nu e cazul și excludem de la legiferare acolo unde este cazul. Vă dați seama că în cazul vânatului a fost acea mare criză mediatică vis-a-vis de vânătoarea, care la ce a dus? La excluderea obligativității obținerii avizului de mediu, autorizației de mediu pentru cei care merg la vânătoare. Sunt vânători, doamna director. Exact. Influenți. Influenți. Sunt mulți. Da, da. Și cei care culeg pentru mușețel și afine, săraci, nebăgați în seamă. Peripuloși care distrug pădurile. Da. Ei culeg ciuperci sau alte chestii da, de astea. Bun, aș vrea să, din păcate, aveți dreptate și ar trebui să ne aplicăm mai atenți și cu mai multă maturitate. În mod normal, avizele, multitudinea lor sau amploarea lor ar trebui să fie proporțională cu impactul asupra mediului, impactul proiectului sau activității asupra mediului. Doamna, ele sunt, de fapt, invers proporționale cu impactul și direct proporționale cu impactul sau cu influența anumitor persoane interesate în procesul de legiferare. Ca să înțeleagă telespectatorii, vă rog să ne explicați foarte pe scurt așa, ce impact are o vânătoare excesivă într-o pădure? Nu neapărat într-o pădure, într-un lanț trofic. Da, într-un lanț trofic. Deci, speciile acestea protejate sunt carnivorele mari, ursul, lupul și râsul. Vânatul lor se face doar în urma unor studii și doar pentru exemplarele bolnave sau foarte bătrâne și doar cu derogare obținută, o derogare acordată de minister cu avizul Academiei Române. După ce se întâmplau aceste evaluări la nivel central, agențiile de protecție a mediului pentru fiecare fond de vânătoare, în județul Hunedoara avem vreo 70 de fonduri de vânătoare și vreo 12 asociații de vânătoare, în funcție de numărul de fonduri de vânătoare administrate de fiecare asociație de vânătoare și în funcție de derogările, de numărul de exemplare pentru care s-a primit derogare pentru județ, se făcea o alocare pe fonduri și pe asociațiile de vânătoare prin acest act administrativ care este autorizația de mediu. Acum nu mai trebuie. În schimb, dacă vrei să mergi să culegi mușețel sau vrei să culegi măceșe sau vrei să culegi ciuperci, acolo îți trebuie autorizație și încă într-o formă destul de complicată, doar după ce s-au parcurs niște evaluări făcute de institute de specialitate, după ce s-a obținut avizul. Eu sunt ferm convins că acei oameni care sunt niște amărâți, până la urmă, din punctul evident. Activității impactul așa, lor e minim. Deci, ei sunt ferm convins că habar n-au că trebuie să aibă o hârtie pe care să da, așa uite, este domnule, și din păcate sunt expuși de două ori. Exact. Pentru că odată trebuie să cheltuie să obțină acest act și în cazul în care nu-l obțin trebuie să plătească niște amenzi în cazul în care sunt prinși. Și sunt destule acțiuni în perioadele în care se pot recolta aceste specii când se fac controle și pot să fie pasibil de amendă. Deci nu sunt niște lucruri normale, dar poate că cineva se apleacă și asupra acestor aspecte și înțelege. Iar de asemenea, în cazul pădurii, deci este flagrant să faci ce vrei într-o pădure. Am putea să discutăm un pic de pădurile care sunt retezate. Retezate. Da. Deci, cum spuneam, retezatul este cea mai valoroasă arie protejată din județul Hunedoara. Este singurul parc național și unul din cele 14 din România. Nu are un plan de management aprobat. Deci, faptul că ministerul organizează
licitații pentru exploatare masă lemnoasă pe picior, în condițiile în care planul de management prin care se face zonarea internă a parcului nu există, este infracțiune. Vă rog să explicați telespectatorilor ce înseamnă planul pe picior. Adică lemnul din pădure. Se licitează lemnul copacii din pădure. Copacii netăiați, exact. Da, lemnul din pădure. Așa. Licitațiile le organizează ministerul, deci nu le organizează direcțiile silvice sau... Nu ar fi mai indicat, pentru că dumneavoastră cunoașteți mai bine decât cel la minister, ce avem noi în județ. Deci nu este recomandat să organizăm noi licitația. Deci ar fi anormal să ne implicăm noi din punct de vedere economic. Asta este o latură... Pădurea are două funcții. Latura economică și funcția de protecție a mediului. De principalul laborator care transformă bioxidul de carbon în oxigen. Nu avem altă sursă prin care să ne protejăm pe noi oameni. Da. După reglementările de anul trecut, în vigoare de anul trecut, se monitorizează doar funcția economică a pădurii. Funcția de factor de protecție, de laborator, a fost eliminată. Da. Estimați că... Cu toate declarațiile și cu toate... Bun, aceste legi au fost date de un guvern care a venit, a dat cu parul, a tăiat, a spânzurat și după ce a plecat ne-a răspuns. Da, a făcut declarații... Foarte pompoase. Flamboiante, așa că vai de mine ce am făcut noi și cu radarul pădurii, cu... Bine, bune, dar se referă tot la rolul economic al pădurii. Nimic. Estimați că în acest an și în următorii ani se va schimba ceva? S-au discutat aceste probleme, deci, s-a tras semnalul de alarmă. Sinceră să fiu, am fost cam singura care, am fost o voce cam izolată. Da, așa. Am mai văzut aceste cazuri, da? Acum, nu știu dacă, poate că o să convină și altora această situație, nu doar celor care au sunt guvernat anul trecut. Păcate, așa văd, da, cred că da. Sunt interese economice mai. Da. Și atunci e bine așa, dacă tot, mai ales nu pot fi acuzați nici cei care guvernează acum că le aparține modificarea legislativă, au făcut tot ce e dinainte. Greaua moștenire care... Care ne convine. Ne convine. Spuneți-mi, vă rog, dacă nu se schimbă nimic, ce se va întâmpla dacă va continua această tăiere a pădurilor într-un mod abuziv și excesiv? Deci... Funcția de protecție a pădurii este incontestabilă. Odată că transformă bioxidul de carbon în oxigen, e singurul laborator care reușește această performanță cu toate progresele științei. Exact. Este singurul mecanism prin care se asigură circuitul apei în natură. Este singurul mecanism prin care se asigură o adaptare a planetei la schimbările climatice care sunt din ce în ce mai simțite în general, mai ales în orașe. Deci, atâta timp cât cele trei funcții ale pădurii, adică funcția de protecție explicată în cele, de protecția mediului explicată prin cele trei mecanisme este neglijată, nu poate să ducă decât la o înrăutățire a calității vieții. Și principalul receptor al acestor disfuncții este omul. Deci noi vom fi cei care vom avea un aer mai sărac în oxigen, probabil mai multe secete sau mai multe altfel de calamități dacă circuitul apei ne mirăm natură, de ce atâtea ape de ce atâtea peste revărsări, noi, de ce, da, torenți, exact. Alte feluri de calamități. Și de ce sunt schimbările astea de vreme? Temperatură, exact. Ieri foarte, foarte agresive, exact. Ceea ce nu era deci astea tipic sunt, pentru da, noi. Astea sunt consecințele exploatării neraționale a pădurii și ignorării a funcției de factor de protecție a pădurii, canalizarea făcându-se doar pe funcție economică. Doamna director executiv, sunteți un specialist în protecția mediului, aveți și studii, doctorat și foarte multe specializări și o experiență vastă. V-aș întreba, în cât timp estimați dumneavoastră, ca specialist, că aceste fenomene se vor face simțite și la nivel de cetățean? La un oraș, în comune? Le simțim deja. Inundații sunt tot mai dese, secetele sunt tot mai dese. Astea sunt primele semne. Da. Și astea bănuiesc că se vor amplifica. Extinde proporțional cu suprafețele de pădure care dispar sau se
răresc. Din ce știți dumneavoastră, în Europa se mai taie așa pădurile cum se taie mai mari? Partea de est, da, dar pasiunile mari sunt aici, în România, în Ucraina, în Moldova. Aici sunt pasiunile cele mai mari în acest Vom sens. Vom deveni amfibii, o să respirăm și sub apă, nu mai ne trebuie oxigen din atmosferă. Da. Doamna director executivă, aș vrea să vorbim un pic despre un alt subiect foarte important pentru județul nostru, care e aproape de Deva, și anume Mintia. E o bombă cu ceas. Da, din punct de vedere legislativ, așa, sau situația e juridică, e destul de confuz, așa cum ești cu insolvența asta, că ba este, ba nu este, eu nu înțeleg. Parcă s-ar dori să fie tot timpul tulbure și ceață în problema asta. Oarecum similar e și în ceea ce privește conformarea. Exact. Deci, la aderarea noastră în Uniunea Europeană, de fapt, înainte de 2007, în 2004, când s-a negociat capitolul de mediu, pentru termocentrala de la Mintia s-au alocat 10 ani pentru ca să se facă niște investiții și indicii de calitate aerului să fie menținuți în anumite limite. S-a făcut o investiție majoră la grupul 3, care s-a finalizat în 2004, dar am reușit să o recepționăm de-abia în 2010. În schimb, în privința modernizării celorlalte grupuri, nu s-a făcut nimic. Astfel că ne-a prins 2014, anul când trebuia obiectivul să fie conform, cu investițiile în protecția mediului nerealizate, și atunci apare un lanț. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de mediu, nu se poate emite autorizația de protecția mediului. Dacă nu are autorizație de protecția mediului, atunci nu poate beneficia de alocarea de certificate de bioxid de carbon gratuite, care să-i permită să... Certificate verzi. În România mai există un fel de certificate care apar pe factura de curent, la care le spune certificate verzi, și nu sunt aceleași lucruri cu certificatele de carbon. Exact, deci da, să le spunem certificate de carbon, ca să nu le... Așa. La Mintia se elimină, sau mă rog, în anii anteriori, media era cam de 2 milioane de tone de CO2, echivalent cu 2 milioane de certificate. Aproximativ, mă rog, cifra nu e așa de rotundă. Aproximativ, da. În lipsa acestor certificate, ca să poată funcționa, termocentrala trebuia să cumpere de pe piața liberă. Bineînțeles că niciodată n-a avut bani să cumpere aceste certificate. Dar se fac afaceri multe cu aceste certificate. Și există o bursă a certificatelor, există un registru în care sunt înregistrate toate instalațiile. În România mai sunt doar vreo 190 din 400 și ceva, 450 la data aderării. Personal, mie mi se pare că seamănă cu indulgențele care se dădeau cândva pentru păcate, că e un fel de... Da, e lucru. Un fel de luptă. Cel puțin la nivel declarativ, care asta cu protecția mediului se poartă la doamna director executiv, mi-ați explicat că... N-am finalizat lanțul, da. Da. Deci în momentul în care deci nu are investițiile, nu poate avea autorizația de mediu, nu are autorizația de mediu, nu poate primi aceste alocări gratuite. Dacă nu poate primi aceste alocări gratuite de certificate de carbon, este obligat să le cumpere. Dacă nu poate să le cumpere și funcționează, plătește penalități pe zi. Dacă nu poate să le cumpere și penalitățile se cumulează foarte mult, ajunge să se îndatoreze foarte mult și chiar dacă s-ar face ulterior investiția, după aceea este nerentabilă. Din ce mi-a spus dumneavoastră, eu constat că a fost un proces foarte clar în această privință, care nu s-a respectat deloc. Da. Aș vrea să întreb, cine trebuia să respecte toți acești pași? Deci, investițiile trebuia să le facă operatorul economic, termocentrala Mintia. Da. În momentul în care ar fi fost recepționate aceste investiții și s-ar fi constatat că este conform,
cu anumite limite ale indicilor de calitate, da, procesul de producție, da, am fi putut să emitem autorizația de mediu. Dacă ar fi avut autorizația de mediu, ar fi primit acele alocări gratuite de certificate de carbon, care în anumiți ani au fost excesive și le-a permis să vândă din ele ceea ce a putut să compenseze costurile de producție. Nu s-a întâmplat acest lucru, deci... O întrebare aproape retorică, doamna, da, director executiv. A răspuns cineva pentru toate aceste nerealizări? Eu nu știu. Aceste rateuri impardonabile, aș spune. N-am auzit, dar avem, în schimb, o acțiune în instanță pe un caz precedent, ca să spun, da, așa, la județul vecin Alba, un operator economic de asemenea cu probleme serioase de mediu, combinatul de la Sebeș, au obținut în instanță dreptul de a avea o autorizație integrată de mediu, chiar dacă nu respecta întru totul limitele la emisiile de poluanți. Și pe acest caz precedent, acțiunea Termocentrala Mintia a inițiat o acțiune în instanță împotriva Agenției de Protecție a Mediului pentru a obliga instanța, autoritatea competentă, da, de mediu, să emită o autorizație chiar în lipsa îndeplinirii condițiilor, de lipsa conformității. Asta seamănă cu acea încercare de a trimite copiii fără bacalaureat să meargă la facultate. Cam așa ceva, cam așa ceva. Deci, da, fac facultatea, după aceea dau și bacalaureat. Vedem dacă îl mai dau. Da. Da. Într-adevăr, suntem o țară cel puțin originală. Da, da, da. Unde totul e cănuță om sugit. Tipic, la, da, noi. Ca la noi. Aș vrea să vă întreb despre aceste autorizații de mediu, care la un moment dat devin un subiect foarte, foarte disputat uneori. Și de agenți economici, și de alte instituții. De fapt, aceste autorizații, cum se emit, de cine și cum trebuie cerute? Pentru că e o întreagă tematică. Da, deci sunt mai multe tipuri de avize. Am să mă refer la câteva care sunt cele mai frecvente, cele mai și cel mai... Cunoscute. Deci, anumite avize se dau în faza de planificare, cum este planul urbanistic general sau amenajamentul silvic sau planul de amenajare a județean. Deci în faza de planificare a teritoriului. Deci în această fază se emite aviz de mediu, îl cere titularul, primăria, Consiliul Județean sau un operator economic dacă vrea să-și construiască ceva, de exemplu un hotel pe o pășune. Automat trebuie să facă un plan urbanistic zonal, să schimbe destinația pășunii în teren de construcții, să-și poată, da, construi... Bun, deci în această etapă. A doua etapă, altă situație, este pentru proiecte. Vreau să construiesc ceva, o fabrică, un hotel, o casă, orice, se construiește un drum, instalație de apă, orice, rețea de apă, de gaz, de ce o fi, în etapa de construcție sau anterior construirii unui obiectiv, orice, de orice natură este el, pentru orice trebuie. De asemenea, titularul, după ce a obținut certificatul de urbanism, solicită acordul de mediu, care poate să fie de 3 grade de complexitate, de la simplu până la foarte complicat, poate dura de la o zi la un an, în funcție de complexitatea proiectului, perioada de obținere a lui. Diferența o fac ce perioadele de consultare a publicului și multitudinea reclamațiilor din aceste partea termene publicului. Sunt bătute în cuie? Nu se pot depăși anumite termene sau să fie micșorate? Spune, dau un exemplu. 10 zile lucrătoare în anumite 15 zile lucrătoare, 30 de zile asta lucrătoare. Trebuie respectate. Da, de la până de aici, la. De aici lentoarea pe care o acuză uniunii. Da, 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 da. Asta unii consideră că este, mai ales cei care vor să
acceseze fonduri europene, aici, da, da, consideră că sunt, da, mă rog, acum lumea a început să înțeleagă, greșeala s-a mutat în altă parte, s-a mutat la autoritățile de management ale programelor cu fonduri europene, pentru că au făcut și au făcut propriile reguli. Da, da, da. Chiar avem situațiile de la Consiliul Județean și de la primăriile care au vrut să depună proiecte pentru modernizarea sau, mă rog, restaurarea cetăților sau obiectivelor de, da, patrimoniu și autoritatea de management de la program operațional regional a cerut la prima fază avizele care se dau la ultima fază. Deci cum ar veni așa, dacă tot să mergem la niște lucruri, da, omenești, atunci când faci curte fetei, faci logodna, faci certificatul de căsătorie. Să-i. Deci ei în faza de pețit cer certificatul de căsătorie, cam așa, și după aia, după un timp, hai să ne întoarcem și la logodnă și să facem și pețitul. Foarte, deci, plastic, exemplu. Da, da, păi ca să fie, da, de, da, înțeles, da, că e, da, greu de tot cu, da, directive, da, da, și cu acte. Deci, da, cam așa este. Nu există o cooperare între instituții? Nu, nu există. Oricum, noi la nivel local nu contăm. Iar la nivel asta central, acolo astea văzut, sunt consecințele. Acolo, doamna director executiv, eu personal m-am dus și am văzut că sunt extrem de multe uși pe care trebuie să le deschizi, uneori cu capul, așa ca la nașul, și de multe ori ești tratat în funcție de ce faci, ce știi, cine ești, cu cine vii sau cu ce... Cine te-a trimis. Cine te-a trimis. Sună telefonul sau nu sună telefonul? Da, da, da. De asta spuneam că eu, sunt niște zone de influență extrem de, da, ar putea fi o cale foarte elegantă de a accesa fondurile europene. Și simplă. Simplă. Deci mie mi s-ar părea că în faza aia de pețit, da, să-i spui titularului, da, de proiect când să vină și după ce avize, exact, să vină. Da. Și că nici nu-i sigur că toate proiectele ajung la finanțare. Deci în faza inițială de evaluare care o fac autoritățile de management de la diversele programe, ar trebui să aibă așa o rută a avizelor care urmează să le obțină. Nu avizele propriu-zise, dar... Am înțeles. Doamna director executiv, în anul 2016, ce activități ați finalizat, ați făcut la nivelul instituției dumneavoastră? Nu putem să ne lăudăm cu foarte multe, deci pe lângă activitățile curente sunt sute, mii de avize, acorduri, autorizații emise, da, da, deci astea țin de activitatea curentă. Sunt de asemenea mii de analize făcute pentru indicii de calitate a aerului și pentru nivelul de radioactivitate a mediului. Deci asta țin de activitatea curentă. În plus, am avut niște proiecte de educație ecologică, de conștientizare împreună cu niște organizații din zona Hațegului, care s-au derulat pe teritoriul parcului natural Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului. Și un lucru inedit, dar foarte complicat, am câștigat în 2013 un proiect european LIFE în valoare de aproape 800.000 de euro, care însemna restaurarea unor situri din parcurile naturale afectate de activitatea minieră anterioară. Vorba de trei situri, trei perimetre. Uniunea Europeană ne-a trimis în 2015 banii în cont, 140.000 de euro, ca să demarăm proiectul. Nu puteam să cheltuim banii pentru că trebuia să cheltuim proporțional banii europeni și banii alocați de la bugetul național. De la bugetul național n-am primit niciun leu, am ținut banii europeni în cont un an de zile. În 2016 i-am returnat. Proiectul s-a încheiat pentru că... Mie mi se pare că există niște persoane extrem de incompetente, ca să nu spun răuvoitoare, care la un moment dat fac chestia asta, care ne ajungem la un moment dat să ne auto
bobârnăcim, să spunem așa, pentru că toată lumea spune, păi, dar românii nu vor să ia bani, noi le dăm și îl trimite înapoi. Asta e pentru că sunt niște oameni care nu știu ce trebuie să facă acolo? Nu știu, deci clar că deci pentru proiectele LIFE, aplicațiile pentru obținerea finanțării se depun direct la Comisia Europeană. Da. Dar în momentul în care depui aplicația la Comisia Europeană, normal că noi fiind ordonator terțiar de credite cerem aprobarea ordonatorului principal de credite, că nu putem altfel, că exact. Noi nu suntem... Ar fi oare mai bine dacă ați avea o anumită libertate mai mare? Păi, n-avem cum, că nu putem să fim toți din toate județele ordonator principal de credite. Este măcar zonal să fie. Este Consiliul Județean? Păi nu se poate, că bugetul e doar unul al țării. Bugetul județului se gestionează, al primăriilor la fel, deci nu putem să funcționăm ca și... Suntem instituție deconcentrată, nu suntem administrație publică locală. Deci nu avem buget propriu decât alocat de ordonatorul principal de credite, care e ministru. Aș vrea să vă întreb. Ați fost în toată Europa. Mă lăsați acum să... Sunt așa de multe întrebări încât câteodată să ajungeți. Da, la nivelul Comisiei Europene, când se analizează solicitările, aplicațiile de finanțare depuse, ele se analizează în funcție de tema proiectului și nu în funcție de țara din care provin. S-a întâmplat ca din România să fie selectate destul de multe, astfel încât a depășit așteptările ministerului și n-a putut să aloce bani pentru toate. Și atunci a preferat să aloce bani pentru altele care se duceau înspre ONG-uri, înspre alte entități, și cele care se duceau înspre lucruri practice și pragmatice, să fie amânate sau să se renunțe la ele. Deci, ierarhizarea activităților... Alocărilor de cofinanțare... Trebuie reanalizate foarte, foarte bine. Dar nu facem noi de la țară, cum ar veni, din provincie, cum zic cei de la București. Așa e. Sunt ca la Rom. Structurile sunt... Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, în județul Hunedoara, în anul 2016... au fost, știu eu, incidente sau accidente care să implice și o anchetă din partea dumneavoastră? Noi nu participăm la anchete propriu-zise, adică nu avem... Sau măcar să vi se ceară opiniile. Da, deci avem, nu suntem organ de cercetare, este poliția. Dar în implementarea proiectului derulat de Primăria Deva pe cetate, cetatea Deve este dealul cetății, este sit Natura 2000 și sunt habitate, pentru că există niște habitate forestiere prioritare. Chiar dacă, mă rog, nu sunt așa spectaculoase din punct de vedere al necunoscătorului, și aici mă includ și pe mine, din punct de vedere al specialiștilor, sunt considerate valori ale naturii și din acest motiv trei specii de habitate forestiere au făcut ca dealul cetății împreună cu dealul Coltul și Zănoaga să fie declarate sit Natura 2000. Începând cu 2013, Primăria Deva a derulat, mă rog, proiectul de modernizare a cetății, dar care nu s-a limitat doar la partea istorică, ca să spun așa, de ziduri, alei și ce mai era acolo, s-a intervenit și asupra acestor habitate forestiere prioritare care au dus la declararea sitului Natura 2000, motiv pentru care Garda Forestieră a făcut un denunț, iar Agenția de Mediu, în calitate de custode prin efectul legii, că nu există un custode cu contract, nu mai există de, cred că din 2008-2009, o astfel de entitate, Agenția de Protecție a Mediului a făcut parte din comisia care a constatat, mă rog, ce s-a întâmplat pe cetate, nici nu știu care mai este cursul, pentru că nu avem un feedback de la cei care instrumentează propriu-zis dosarul, care e poliția.
sau foarte multe din atribuțiile care le, noi ne știm de ceva timp și, da. De exemplu, acum 15 ani era cu totul și cu totul altă situație. Da. Mie mi se pare că acum sunt foarte multe atribuții luate și date în altă parte. Păi, împrăștiate, parcă. Începând cu 2001, da? Din instituția Agenția de Protecție a Mediului, cred că am mai povestit la dumneavoastră în emisiune, dintr-una ne-am făcut 7. Trebuie reamintit acest lucru. Da, dintr-una ne-am făcut 7. Acum ne multiplicăm și ca ministere, că s-a rupt ministerul, deci nu mai este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, este un minister al mediului care e unul și este un alt minister care este al apelor și al pădurii. De copilul cu multe moașe. Moașe, parte, cam așa ceva, da. Acum chiar suntem așa într-o perioadă de așteptare să vedem ce urmează din această reorganizare. Asta vreau să întreb. În anul 2017, cam ce v-ați propus să faceți și ce credeți că e posibil? Că văd că aici întotdeauna începem cu dacă. Atribuțiile de bază categoric vor rămâne pentru că suntem foarte monitorizați și oricâtă dorință ar fi să dispărem, să nu mai... Există această dorință, doamna director? Da, este foarte prezentă. În 2013 a fost cu acea zisă descentralizare, dar nu trecerea instituției în subordinea Consiliului Județean nu se poate face atâta timp cât aceeași instituție reglementează activitatea Consiliului Județean. Deci exact. Tot ce înseamnă investiție, normal că trece atunci cum să fie în subordinea ta instituția care te reglementează pe tine. Deci e un conflict cam, foarte, cam mare, foarte cam evident, vizibil. Da. Ei, deci, oricum, atribuțiile acestea nu cred că vor dispărea. De asemenea, partea de monitorizare a calității mediului, de asemenea, nu va dispărea. Partea de inventare, care o facem și care sunt suportul pentru tot ce înseamnă politică la nivel european. Deci fiecare stat are obligația să facă niște inventare de gaze cu efect de seră, de indici de calitatea aerului, de, eu știu, evacuări de noxe în apă, de evacuări de noxe pe sol, de, deci totul trebuie inventariat, totul se pune în niște rapoarte anuale privind calitatea mediului, care fiecare stat membru este obligat să le prezinte anual Agenției Europene de Mediu și pe baza evaluărilor statelor membre se fac evaluări la nivel european și se adoptă politicile în domeniu pe baza unui suport tehnic, nu așa cum se gândesc unii sau alții. Deci partea asta de suport tehnic pentru tot ce înseamnă politici de mediu care rezultă din activitățile care le-am enumerat, sigur nu vor dispărea, în rest. Doamna director executiv, dacă ne uităm la Uniunea Europeană și statele care o formează la ora actuală, din punctul dumneavoastră de vedere al instituției pe care o conduceți, noi cum stăm? Pe unde ne situăm România? Deci, din punct de vedere al indicilor de calitate, da, stăm bine pentru că nu mai avem industrie. Am auzit o teorie, cum că la un moment dat în România va fi un mediu natural mult mai bun decât în alte părți și că unii se gândesc deja să se mute către țara noastră. Da, dacă am începe cu... Cred că și asta am mai spus, o mă autoplagiez. Deci, dacă am începe cu mătura, coasa și bidineaua, da, de să dăm un alt aspect localităților, practic, că până... Ar sta în puterea noastră. Ar sta în puterea noastră, da. Și chiar ar fi necesar. Deci dacă am schimbat puțin... Vedeți un bloc, este aici la intersecția de la piață, un bloc care a fost renovat. Parcă nu e de acolo, parcă e... Nu e locul lui acolo. Exact. Ce-i costa, mă? Nu-i cerușiu. Cât e de frumos, da, ce bine arată. Deci, dacă am... Da, cu bidineaua, cu var, pe toate construcțiile, am măturat străzile și am curățat câmpurile și malurile de gunoaie și de bălării, urgent s-ar schimba aspectul țării și a localităților componente și atunci probabil că și interesul pentru aurul verde, care e puțin mai departe, exact, ar crește. Da. În legătură cu... Atâta timp cât primul contact e respingător...
apele din județul nostru. Cum stăm? Cum ne situăm? Că la un moment dat am fost uimit când am văzut către Lunca Cerni. Da. Acolo sunt locuri unde efectiv vezi pietrele așa de curată. Da, de apă. Ei, când vii către Cinciș se schimbă situația și când ajungi în lacul Cinciș, pe lacul Cinciș, vezi peturi, vezi gunoaie, te miri ce apară. Cum credeți că s-ar putea face la nivel județean și național o acțiune ca să se strângă toate aceste gunoaie? Cum ar putea să fie cointeresată? Deci și aici există pârghii pe care noi nu le utilizăm, care le au alții, dar pe care... cineva. Nu cred. O să ne audă, bineînțeles, telespectatorii dumneavoastră, dar sunt ca și noi, nu sunt în poziție de decizie, deci nu știu dacă ne vor auzi cei care pot să ia decizii. Ne vom ridica această emisiune și pe YouTube să vedem. Da. Deci și în acest domeniu există așa o pasare de responsabilitate dintre apele române care sunt administratorii și care încasează bani consistenți pe calitate și penalități pe cantitate, da? Și primăriile, primării. Deci fiecare consideră că celălalt trebuie să facă. Și atunci, atâta timp când nu va exista clar ce face administratorul apei și ce face administratorul domeniului public, și apele făcând domeniul public, dar care au un administrator dedicat, Administrația Națională a Apelor Române împărțită pe bazinele hidrografice aferente, nu se va schimba situația. Va fi în continuare o plasă ba tu, și până când hotărăște care tu sau tu, vine inundația, intră în curți, se retrag apele, rămâne mâlul. La următoarea ploaie ajunge iar în apă, iar suspensii, iar... Iar ne mirăm oare de ce? Oare de ce? De când s-au schimbat vremurile și vremea așa de drastic, s-a luat vreodată o hotărâre ca să nu mai fie inundată o localitate, să nu mai fie... Măsuri preventive? Măsuri, da, da. Doar atunci când sunt prognoze imediate și există o amenințare că urmează să fie pe un anumit afluent... Dar o investiție pe termen lung, să vorbim acum pentru 5-6 ani. Nu suntem constanți. Și așa zisele de colmatări care se fac doar în scopul exploatării balastului, nu se fac în scopul într-adevăr de colmatare, de să curăță albia, să poată apa trece pe un anume loc. A spus dumneavoastră că pădurea la un moment dat este privită mai mult din punct de vedere economic și mai puțin. Și apele. Dar același lucru și la apă. La apel și cu apele, da. Și mediul în general văd că este privit ca un generator de bani. Exact, atât. Da, și atât. Și nu mai, mai puțin aerul, că deocamdată numai la chinezi umblă cu punga. Dar la un moment dat dacă l-am îmbuteliat și pe acestea, cred că... S-ar bine, în China deocamdată, acolo ei săraci stau mai rău. Și uite, sunt deja situații, bine, nu cred că în Deva sau în județul Hunedoara vom ajunge, sau va fi dramatic dacă vom ajunge, cum este situația la Paris sau la Londra. Da, da. Când au fost obligați, traficul este una din sursele importante de degradarea calității aerului și au ajuns ca să, cum eram la noi pe vremea lui Ceaușescu, să circule într-o zi numerele cu soț și într-o zi numerele fără soț. Eram tineri și frumoși când la un moment dat, măi, nu pot că am număr par. Da. Tu ai un par, hai vină să mergem cu tine. Aceeași situație este acum la Paris, din cauza că numărul mijlocilor de transport individual a crescut foarte mult și... Asta toată înseamnă consum de hidrocarburi, arde de hidrocarburi, noxe și calitatea aerului lasă de dorit. Oamenii se resimt. Am văzut pe cineva găurind niște roci cu, la o mașină din Paris și spunea alt aer, alt aer. Da, China cere acum cu insistență reducerea producției de metalurgice și industria aluminiului, care de asemenea sunt puternic poluatoare. Deci, în general, statele iau măsuri. Deocamdată noi cu industria nu avem probleme așa majore care să degradeze substanțial calitatea aerului. La noi rămâne partea asta cu gunoaiele care și cu bălăriile care sunt peste tot.
Avem sub 2 minute rămase din această emisiune, care s-a scurs foarte, foarte repede, și aș vrea să vă întreb dacă s-ar putea face ceva pentru îmbunătățirea activității. Că dumneavoastră mi-ați dat foarte multe idei, dar totuși... Cu ce să începem noi? Da. Deci eu aș începe, dacă ne ascultă cineva care poate să ia o decizie, cu această așezare într-o ordine firească a avizelor pentru cei care vor să acceseze fondurile europene, pentru că aceste fonduri europene sunt într-adevăr o supapă pentru tot ce înseamnă populație și tot ce înseamnă economia județului, pentru că se adresează și celor de la sate, și celor de la orașe, și întreprinzătorilor, și administrației. Deci toată lumea ar avea de câștigat dacă nu ar exista acea încălceală cu avizele, care nu este doar consumatoare de timp, este consumatoare și de bani, pentru că toate documentațiile astea, toate anunțurile, toate procedurile care le parcurgem noi, înseamnă bani și nu, fără să existe certitudinea că proiectul va fi și avizat. Am înțeles. Ne vom opri aici, dragii mei. Astăzi, doamna Barabas Georgeta, director executiv la Agenția pentru Protecția Mediului, nu doar a fost invitata noastră și a făcut niște remarci foarte, foarte simpatice, și anume, atunci când vrei să cucerești o domnișoară primată, trebuie să începi cu... face curte. Așa. Te logodești, așa. Și după ai certificatul de căsătorie. Nu ca la autoritățile de management, încep cu certificatul de căsătorie. Că s-ar putea să o sperii. Foarte frumos exemplu. Vă mulțumesc, stimată doamnă, pentru amabilitatea dumneavoastră de a veni astăzi la noi. Cu plăcere. Și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția acordată. Dragii mei, nu uitați că în această seară trebuie să fiți un pic mai romantici cu colegele de viață, cu prietenele și iubitele și mai ales cu soțiile. Vă salut cu multă, multă simpatie și dragoste. Ne vedem mâine la aceeași oră. La revedere!